Cartea Documente din fondul arhivistic ASE 1948-1960 reprezintă o poartă spre o perioadă mai puțin cunoscută și mai puțin discutată, perioada de început a construirii socialismului în România. Domnul Valentin Maier este cercetător doctor în cadrul Muzeului Universității din București și are preocupări legate de studierea învățământului superior din țara noastră, inclusiv a istoriei învățământului superior economic. Am constatat cu bucurie că domnia sa a citit, a studiat chiar toate cărțile pe care le-am publicat în ultimii ani despre istoria Academiei, începând cu cartea domnului Emil Răcilă, pe care am ținut să o aduc astăzi, studii și documente privind Academia de Studii Economice 1913-1993, apărută tot la editura SE, chiar dacă se numea altfel editura noastră la acea dată. Se împlinesc 30 de ani de la apariția celui de-al doilea volum și consider că este un moment în care, alături de autorul acestei cărți, trebuie să-l onorăm și noi pe domnul profesor Emil Răcilă, care a fost un pionier pasionat în istorie, în cercetarea și consemnarea istoriei universității noastre. Aceste cărți conțin documente extrase din arhive. Ele redau exact ceea ce s-a întâmplat la un moment dat. Cartea domnului Răcilă între 1913 de la înființare și până în 1953, iar această carte pe care o lansăm astăzi din 48 până în 1960. Dar mai multe ne va spune autorul cărții, domnul cercetător Valentin Maier, căruia îi mulțumesc și pe care îl invit să ia cuvântul. Mulțumesc frumos, stimate domnule rector, stimate domnule președinte al Senatului Universitar, stimați profesori, stimați studenți, stimați invitați. Mă bucur și sunt onorat să mă aflu astăzi printre dumneavoastră la acest moment aniversar. Au fost foarte multe clipe emoționante. Recunosc că și eu sunt un pic pătruns de semnificația acestui eveniment. Aș vrea în primul rând să mulțumesc pentru încrederea acordată de conducerea Academiei de Studii Economice în a da curs acestui demers al meu și a publica acest volum de documente. De ce această perioadă, 1948-1960? În primul rând este o perioadă dificilă pentru România, este dificilă pentru învățământul superior. Să nu uităm că vine în urma unei reforme a învățământului aplicată în anul 1948, care a schimbat într-un fel radical modul în care, până la urmă, specialiștii necesari societății erau formați, erau pregătiți. Pentru învățământul superior, această perioadă a fost una presărată de foarte multe schimbări, de foarte multe experimentări. Să nu uităm că este o perioadă de sovietizare a învățământului în general, nu doar a celui superior. Este în același timp și o perioadă de adaptare totuși la specificul național. Așa cum s-a spus, însă asta nu înseamnă că nu se făcea în continuare carte, inclusiv la Academia de Studii Economice. Bineînțeles, în această perioadă, Academia se numea Institutul de Științe Economice și Planificare și nu doar atât, ci Vladimir Ilici Lenin. Este un semn al timpurilor prin care instituția trecea la acel moment. A fost foarte bine amintită lucrarea în două volume, trebuiau să fie patru, până la urmă au fost din păcate doar două, doamna director Bușoi le-a amintit. Sunt două volume foarte bune de documente ale profesorului Răcilă și eu am încercat să completez, să vin în completarea acestor documente, dar să, în selecția mea, în selecția de documente pe care am realizat-o, am încercat să ating și probleme noi în ceea ce privește istoria universitară. Am încercat să mă ocup în principal de
documentele care privesc conținutul învățământului, dar și, să spunem, teme care se regăsesc mai puțin, și anume cele care îi privesc pe studenți. Sper ca volumul de documente pe care l-am editat să contribuie la o mai bună înțelegere a istoriei ASE în această perioadă, 1948-1960, și mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată. La mulți ani, ASE!